Bună dimineața! Astăzi încep dimineața cu un suc de lămâie cu apă. Și imediat o să plec la mers și vă arăt. Acum imediat schimb camera și vă arăt. Dați, așa se vede de la mine pe balcon. Astăzi e un pic ceață. Acolo la final, dacă vedeți unde nu se mai vede în orizont, este marea. De aici de la mine până acolo am 8 km. Dacă mă duc 8 dus, 8 întors, ar fi bine. Dar astăzi nu o să merg decât 4 km. Mă duc 4 și vin 4. Gata, am ieșit la mers. Uitați, ciripitul păsărelor, imediat vă arăt să vedeți ce peisaj frumos. Și am plecat la mers cel puțin 8-9 km o să parcurg azi dimineață, în dimineața asta. Și vreau aici să vă spun, dintre multele beneficii care le are mersul, eu vreau să remarc în acest video unul foarte important, care ne ajută pe toți în ziua de astăzi, când suntem bombardați de informații false și de toate, ne alungă stresul și ne îmbunătățește starea de spirit. Păi, de nimeni cu rămași. Și v-am zis, de unde ești plin de energie? Păi, după ce ai băgat un mers de o oră jumate dimineața, te-a umplut de energie, te-a umplut de tot. Haideți să vă arăt, vă schimb camera să vedeți ce frumusețe aici. Uite, nu se vede prea bine. Așa. Așa, Sebastiane. Haide, continuăm. Ia uitați aici pe lângă ce trec eu. Dacă cunoaște ce este acest copăcel. Stai, o să iau o floare, că se vede puțin pe aici, pe la noi, prin Spania, socul. Oh, am găsit o floare de soc. Uf, ce frumos miroase, dorul de acasă. Gata, m-am ieșit acasă. M-am spart, am făcut astăzi 9 km, cred, uitați, vă uit imediat la ceas și vă spun, uitați cât am făcut, vedeți? Am mers destul de bine, în fiecare dimineață îmi fac mersul. Acum trecem la prima masă, nu să vin peste nicio masă, foarte important, cei 3 biscuiței și astăzi dau un ceai de coada calului cu ceai verde. I-am pus 2 cuișoare, acum când se răcește un pic îi pun puțină miere și lămâie. Și haideți să vorbim acum despre scorțișoara, că v-am spus ieri scorțișoara și cuișoarele ce face. În primul rând scorțișoara. Scorțișoara, printre multele beneficii pentru sănătate care are antiinflamatorii, antibacteriene, scorțișoara imită foarte bine insulina și ne ajută să coborâm zahărul din sânge. Deci, pentru diabetici este ca inelul pe mână, scorțișoara foarte bună să ne ajute să coborâm zahărul din sânge, pentru că noi dacă avem zahărul ridicat în sânge, niciodată nu o să putem să slăbim. Și mâine, vă arăt, ia uitați ce am aici, eu în fiecare dimineață, când vreau să mă controlez dacă am zahărul în sânge, nu le-am pregătite, mâine o să-mi iau zahărul cu voi în direct, o să vă arăt. Cuișoarele ajută și ele fac același lucru ca scorțișoara, dar ceva în plus care s-a demonstrat în ultimii ani, datorită faptului că conțin eugenol, ne ajută la subțirea sângelui. Acționează ca anticoagulant, ceea ce este foarte important și ne ajută să coborâm și zahărul din sânge. Atunci, dimineața, scorțișoară, 2-3 cuișoare la cafea sau la ceiuc, prietenii mei gurmanți, riscăm să nu mai murim. Îmi termin prima masă și după care trec și vă prezint rețeta de biscuiți din ovăz, pentru că eu normal mănânc biscuiți de-ai mei din ovăz, fără zahăr, fără lactoză, fără lapte, fără nimic. Dragii mei prieteni gurmanți, vedeți? Am luat sandwich-ul cu mine, ți-e foame, nu ți-e foame, aici mănânci săvică. Dacă vrei să slăbești, mie mănânci. Și acum mă duc, opresc aici într-un parc și mănânc sandwich-ul. Ca să vedeți, pentru că acesta nu este o dietă, este un stil de viață. Tu când vrei să te menții, să slăbești, mănânci. 5 mese pe zi, frumoase, echilibrate. Haideți să vedeți că am un chef de slăbit, abia aștept să vină 1 iunie să mă cântăresc. Tot sandwich-ul făcut de mine acasă, vedeți, l-am făcut la fel ca el. Aproximativ ora 11 fără un sfert, vă spun ca să aveți idee, sandwich-ul meu. Dar eu nu mă las să mă înfometez până la prânz. Mănânc sandwich-ul și trec la prânz să pregătesc mâncarea. Uite. Poftă bună, Sebastiane! Hai cădere! Am ajuns acasă, am făcut sucul verde și ce vă spun mereu? Beți-l proaspăt. Acum îl beau. Încerc să-l beau înainte de prânz, mereu. Și imediat ne apucăm să pregătim prânzul. Poftă bună, prietene mei gurmanzi! Cole! Opa, că m-ați prins la masă, prietenii mei gurmanzi, sunt emoționat. Au aici pica. Haideți să vedem ce avem astăzi la prânz. Avem aici o supă cu puțină fidea. Să vedem dacă sunt. Vedeți? Uite așa mâinea. Puțin carne de pui, fidele, o supică făcută normal acasă, mi-a făcut-o soțioara mea scumpă și dragă. Și aici, astăzi am fost să caut, pentru că astăzi mănânc pește. De două ori pe săptămână, pește. Deci toți care mi-ați spus, Sebi, dacă mănânc așa, eu mă îngraș. Deci aceasta nu este o dietă, este un stil de viață. Ce vedeți la mine săptămâna asta este un stil de viață disciplinat. Aici am salata, puțin pătrunjel. Și dacă pot să vă arăt, ia uitați aici, că e greu și la masă când vrei să fii disciplinat. Ia uitați, copiii servesc șnițele. Ori să vină să servească desert, ori să servească de toate. E greu să te abții, dar asta e. Când ești disciplinat și spui ceva în viață, prietenii mei gurmani sunt motivat. Și un om când e motivat, face orice în viață. Când ai pierdut motivația, te-ai pierdut pe tine. Și eu sunt foarte motivat
să vedeți cum o să slăbesc eu acum. Nu mă bat din stilul ăsta de viață. Haideți, ne vedem după masă. Poftă bună, Sebi! Oho! A, uitați să vă spun, uitați ce fain m-am tuns. Am fost la tuns între timp. Am terminat de mâncat și servesc o cafea. Mi-am pus cuișoare și scorțișoare în ea și vreau să vă spun la masă. Supă! Câtă supă să mănânc, Sebi? Câtă supă mănânci? Am mâncat o farfurie. Dacă mi-e foame, dacă mai mi-e foame, mai pun o farfurie. Mănânc două farfurii și peștele. Dar nu mă bat din rețeta mea. N-am băgat niciun șnițel, n-am luat niciun șnițel, nimic altceva. Doar supa, peștele, beau o cafea și așteptăm o gustărică în 2-3 ore așa înainte de cină. Mai luăm o gustărică să nu ne înfometăm tare. Haideți. Dacă mă întreba supa, ce supă era, de ce are culoare așa, legumele le trec prin blender și se face un pic mai groasă. Ca să știți, ca să nu vă mai răspund prin comentarii, vă răspund aici, prieteni viguroase. Ce avem noi aici înainte de cină? Este ora 6 acum la mine. Și vi le-am pus pe toate ca să alegeți. Avem un iaurt, opțiune, un iaurt 00, neîndulcit. Putem să-l alegem. Un fruct, măr, pară. Dar eu acum o să-mi aleg 3 biscuiței și o cană de ceai. Am pus ceai de mentă și ceai de coada calului. Am făcut biscuiții, vi-am prezentat, am pus un short. Cu el doar ce am uitat să pun? Semințe. Eu pun aici semințe de susan sau de chia. Pun un sfert de cană așa. Sau dacă nu puneți, ce semințe aveți acasă? Eu astăzi am uitat să vi le pun, dar vi le-am lăsat scrise acolo, da? Prieteni mei gurmanți, le mănânc ca să nu ne înfometăm, că în seara asta, o să vedeți, am o cină mai sărăcuță un pic. Și ce vă sugerez, cei care vreți să țineți dieta asta, puteți să schimbați zile. Prima zi puteți să o faceți, ultima sau cum vreți, dar dacă schimbați, să schimbați și prânzul și cina. Să fie la fel, pentru că sunt calculate. Deci ce am mâncat azi la prânz este legat de ce o să mănânc diseară. Haideți să vedem, savurez ceiul cu meu. Am cina pregătită în seara asta, sunt groașe gluma, prietenii mei gurmanți, asta nu prea-mi place, uite, în seara asta nu prea-mi place. Avem o salată completă. Eu nu îmi pun decât brânză și roșii, vedeți? Am pus niște brânză cu roșii. Puteți să-i puneți ceapă, puteți să-i puneți ardei, puteți să-i puneți tot ce vreți. Salată, eu nu pun frunze de salată, deoarece atât salata cât și varzare ține lichide și eu vreau să pierd și lichide și nu mănânc. Decât brânză, îmi plouă o gură. Și roșii am pus în seara asta, da? Voi faceți salata cum vreți, cu ceapă, cu tot ce vreți voi. Eu acum nu mănânc, este ceasul 8 fără un sfert. Nu mănânc, o mai las, că dacă mănânc până la 11, mi se mai ia foamea și nu pot să dorm. Atunci ce fac? V-am prezentat-o, termin video, îl public prima oară, cum v-am spus, în Instagram. Dacă nu mă urmăriți în Instagram, vă aștept și în Instagram la Sebi acasă. Și mâine îl public și în Facebook. Prieteni mei gurmași, noapte bună. Ne vedem mâine dimineață, după cum v-am promis. O să-mi iau glicemia cu voi, să vedem dacă am sub 95. Dacă este de la 95 în sus, mai greu să pierzi grăsime. Eu sper să fie sub 95. Vedem dimineață. Bye, bye!